O femeie de 77 de ani din localitatea Dițești a avut parte de un sfârșit cutremurător. Bătrâna a fost ucisă de fiul său cu mai multe lovituri de topor și cuțit. Totul s-a întâmplat în curtea bărbatului care locuia singur. Femeia venise ca de obicei să îl ajute la treburile gospodărești. După ce a băut bine, la un moment dat, fiul bătrânei a început să facă scandal. Ca drept răsplată pentru ajutorul primit, omul și-a lăsat mama într-o baltă de sânge, iar mai apoi, într-un gest inexplicabil, i-a târât trupul în mijlocul curții. La fața locului a ajuns primul soțul victimei, care din cauza problemelor cu vederea nu a observat leziunile traumatice pe care le avea soția sa, astfel că i-a cerut fiului, autorul în cauză, mai multe pături ca să o acopere, să nu-i fie frig până vin celelalte rude. Înfășurat în pături, cadavrul femeii a fost dus până acasă, unde bătrâna locuia împreună cu un alt fiu de-al ei. Pentru că soțul victimei, care a și ajuns primul la locul crimei, nu vedea prea bine, iar agresorul nu i-ar fi explicat ce se petrecuse cu adevărat, rudele au crezut că este doar rănită și au intenționat să cheme salvarea. La 3 zile după dispunerea măsurii arestării preventive, inculpatul a fost audiat din nou, ocazie cu care a spus că vag își aduce aminte că lovea pe cineva cu un topor și că probabil cel pe care îl lovea era chiar mama sa. Vecinii femeii spun că de vină pentru această tragedie este alcoolul, la care cel vinovat nu renunță cu niciun chip. Nu l-aș fi văzut în stare să facă o crimă, dar în orice caz era un om la care te puteai aștepta să decadă tot mai mult și tot mai mult. Ca recurs la chestia asta e ceva incalificabil, n-ai ce să-i găsești. Da. Eu cred că i-a luat Dumnezeu mințile. Deci nu. Deci el bea mult. Bărbatul este acum arestat preventiv și este acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor. Pentru fapta sa, riscă să stea în grei în spatele gratiilor.